Serviciul militar nu mai este obligatoriu din 2007, însă în caz de asediu, mobilizare sau război, situația se schimbă. Autoritățile române revizuiesc în această perioadă planurile de apărare, măresc bugetul armatei, dau noi comenzi fabricilor de armament în încercarea de a moderniza o parte din tehnica învechită. În plus, modifică legislația privind mobilizarea. Atât înzestrarea armatei, cât și pregătirea rezervei sunt activități care țin de funcționarea normală a unei armate și de asigurarea capacității de a-și îndeplini misiunile de luptă. Este vorba de o intensificare a pregătirii rezerviștilor față de creșterea pericolelor și față de apariția unor noi tipuri de pericole în această zonă. În monitorul oficial a fost publicat un nou model al certificatului medical pe care toți tinerii sunt obligați să-l dețină la recrutare în caz de mobilizare. Potrivit legii privind pregătirea populației pentru apărare, la declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar devine obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani. Ministrul Apărării a ținut să liniștească spiritele și a spus că este o activitate de rutină, fiind vorba despre actualizarea legislației și nu ar avea legătură cu situația din Ucraina. Președintele însă îl contrazice. Armata a declanșat proceduri similare cu cele din alte țări NATO, iar situația este impusă de evoluțiile din Ucraina. România va rămâne pentru mult timp țară de graniță a NATO și a Uniunii Europene. Militare va fi categoric o creștere a prezenței militare NATO în România. O decizie în acest sens va fi luată cel mai probabil la summitul NATO care va avea loc în Țara Galilor în luna septembrie.